Apasă play și uită de probleme pentru o vreme. It relaxes me, calms me down. Europa FM. După ani și ani, vorba cântecului, avem și guvern și rotativă. Cătălin Striblea este în studio cu noi. Salut, Cătălin! Salut, guvern avem, să vedem cum stăm cu rotativă, adică s-ar putea să treacă ceva vreme până când o vedem. Dar înainte de toate avem guvern și despre asta o să vă povestesc astăzi la rațiunea zilei. În primul rând, bănuiesc că sunteți curioși să plecăm de la domnul premier Ciucă, domn prim-ministru, la a doua nominalizare, premierul desemnat, după ce anterior, țineți minte că a fost un guvern minoritar pe care ar fi vrut să-l propună, nu l-a mai propus și a depus mandatul. Cam transpirat astăzi, domnul. Cam transpirat astăzi, da. Dar am văzut și eu că emoții mari, și probabil nu din cauză că de nominalizare, ci din cauză de imagine, să spunem așa, pentru că domnul Ciucă va fi imaginea unui guvern alcătuit din PSD, în primul rând, și din PNL, și consfințește practic sub mandatul său reîntoarcerea la guvernarea PSD-ului după 2 ani. 2 ani în care Klaus Iohannis l-a numit în fel și echip, iar politica PNL a fost fără dușmanul de la PSD. Dar ne putem imagina cum ar putea funcționa rotativa asta? Ce înseamnă de fapt ea? Tehnic. Ar însemna ca peste 18 luni domnul Ciucă să-și depună mandatul și să-i zică domnului Ciolacu, acum e rândul vostru. Veniți dumneavoastră, domnul Ciolacu, că eu m-am săturat de guvernare și da, se poate că dacă e un om onest sau, mă rog, nu știu, stau și eu să mă gândesc, se poate, Cristian Tudor Popescu mai devreme în ediția noastră specială spunea că a mai funcționat în România în perioada interbelică o rotativă între conservatori și liberali. De acolo, nu zic că e imposibil. De acolo să fie vorba, pleacă ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proști? Probabil că da, dar asta e a lui Constantin Tănase, nu? Da. Cred că da. Ei, uite că el a nimerit-o cu exactitate. Acum, sigur că domnul Ciucă, nu vă mai spun povestea că, înțelegeți, fost militar pe front și așa mai departe, frontul din Irak. În realitate însă, lucrul la care trebuie să ne gândim este următorul. Noi nu știm cine este acest om în afara profesiei sale, ce gândește în materie politică. Politica presupune mai mult decât armată. Carierele politice se construiesc, iar noi îl vom cunoaște pe prim-ministrul României pe măsură ce ia decizii. Dar ce gândește el în materie de educație? Cum vede el desfășurarea unor ore? Pe ce ar trebui să se consolideze școala românească? Ce crede despre economie domnul Ciucă? Va conduce economia României, da? Ce viziune are din punctul ăsta de vedere? Apoi în subiecte mai omenești, să zicem așa, este un progresist, un liberal, un conservator, un sexomarxist? Ce știm despre el, nu știm de fapt nimic. De asta trebuie să prețuim carierele politice care cresc în timp și care ne pot da răspunsuri la diverse chestiuni. Ce crede domnul Ciucă, iată vă dau o chestiune foarte importantă, în materie de mediu? Este susținător al unor taxe mai ridicate pe mașini, ar vrea să impoziteze mai mult mașinile diesel, ar vrea să curețe orașele din România, o sumedenie de lucruri la care un politician trebuie să aibă niște viziuni deja conturate, de aia votăm. Când îl votăm pe domnul Ciucă, nu știm. O să aflăm. Hai să vă zic două vorbe, cred că și asta e foarte interesant, nu? Despre miniștri. Acum că am sunt liste și listuțe aici, publicația G4 dă posibilă o listă de următori miniștri la PNL. Curios? Curios, nu? Curios? Sigur că da, sigur că da. La justiție, Cătălin Predoiu, Dan Vâlceanu la fonduri europene, Daniel Cadariu, știu, n-ați auzit de el, este un deputat de Suceava, deci de la domnul Flutur, la IMM-uri, Florin Roman la Ministerul Digitalizării. Asta e, da. Râd că domnul Roman în materie de digitalizare avea chestia aia cu radarele pe șosea. Să nu mai fie în sensul ăsta. Să nu se mai ascundă poliția. Lucian Bode la interne, Bogdan Aurescu la externe, Sorin Câmpeanu la educație și Virgil Popescu la energie. Mă surprinde lipsa domnului Falcă, care data trecută a anunțat triumfalist că lucrează la plan, la tot felul de lucruri. Fotografie, la avion. Să știi că e o observație
bună, pentru că, după cum vezi, niște grei stau deoparte și domnul Falcă consideră că nu-i musai să plece de la Bruxelles pentru guvernul ăsta, care va dura doar 18 luni, nu? Așa e și oficial. Bun, la PSD nu e clar. Ei au restul ministerilor cum ar veni, dar nu au anunțuri clare. Finanțe, apărare națională, la finanțe sunt vehiculate două nume, un viceguvernator al BNR, Leonardo Badea, și un economist numit Adrian Căciu. La Ministerul Apărării Naționale am văzut numele lui Titus Corlățean. La transporturi se zice că ar fi Sorin Grindeanu. La Ministerul Sănătății cred că aici e sigur Alexandru Rafila. Există o propunere pentru Gabriela Firea la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și rămân în discuție cultura, tineretul și familia, dar și Secretariatul General al Guvernului. Iar singura constantă rămâne UDMR-ul. Cu cei trei miniștri pe care are în momentul ăsta, Tanțoș Barna, la Mediu, Eduard Novac și Cechi Atila la Dezvoltare. Oamenii își păstrează funcțiile, acolo treaba merge mai departe. Cam asta e momentul acesta, vă dați seama că la Europa FM cam zi de zi, oră de oră, vă ținem la curent cu toate lucrurile astea. Și diseară la Piața Victoriei, Adriana Nedelea o să discute despre una despre crizele pe care acest guvern le are în față, și anume criza energetică. Va discuta cu o specialistă în domeniu, Otilia Nuțu. Aici suntem să vă ținem informat oră de oră asupra acestei chestiuni. Mulțumim, Cătălin. Drum cu prioritate. Continuăm. La Europa FM am învățat să spunem ce simțim. Am învățat ce contează. Ne-am unit vocile. Pentru noi, tu ești vocea care contează. Împreună suntem Europa FM.